Controlele s-au efectuat în întreg județul, iar inspectorii au descoperit numeroase ilegalități. 13 societăți comerciale au fost sancționate cu amenzi în sumă de 16.400 de lei. Acestea au fost acordate pentru nerespectarea condițiilor de depozitare a peștelui, etichetarea, respectiv manipularea necorespunzătoare. În Târgu Jiu, da, am avut amenzi de 600 de lei la unitățile ce comercializează peștele, tot la fel pe depozitare. Cetățenii nu sunt mereu atenți la felul în care arată peștele, deseori neverificând pe cutii data expirării. Termenul de valabilitate, voi da? Păi nu prea este termenul pus pe... La ce să ne uităm? Că dacă nu este pus pe etichetă, pe astea... Dar se vede care, cred că se vede care este vechi, că se rupe, mai ales care este înghețat, care este proaspăt. La termenul de valabilitate, vă uitați vreodată? Păi dar de unde, dacă este băgat în asta? Unde e punga, unde e valabilitatea? Nu-i nimic. La grămadă. Totul la grămadă. Cea mai mare amendă acordată a fost în cuantum de 2000 de lei, sancțiune dată la un supermarket din județ din cauza depozitării necorespunzătoare a peștelui. Cutiile erau ținute direct pe paviment.